Astăzi vom face un antrenament de intensitate mare și scurt, pentru că viața de mămică nu îți permite să ai mult timp să faci un antrenament lung. Și dacă tot o am pe Sofia, am zis să fac împreună cu ea, pentru că este o extra greutate și mă ajută să obțin rezultate mai rapide. Antrenamentul de astăzi este Tabata și durează doar 4 minute. Vor fi exerciții 20 de secunde de exercițiu cu 10 secunde de pauză timp de 8 ori. Nu avem nevoie decât de o saltea, opțional, și un cronometru. Desetăm 20 de secunde cu 10 secunde de pauză și începem exercițiile. Primul exercițiu este sumo squat și îl voi face împreună cu Sofia. Deci are 10 kg, da? Următorul exercițiu este flotare. Eu voi face din genunchi. Ideea e să facem cât mai rapid. Și cu ușoare deplasare. 10 secunde pauză. Este important să implicăm copiii în activitățile sportive de mici, ca ei să se obișnuiască. Pandări în spate. Antrenament intens, chiar dacă nu pare, și vom arde calorii 48 de ore după. Și mountain climbers. Pauza este foarte scurtă, de aceea este și intens. O luăm de la început. Genuflexiuni sumo. Vedeți că respir greu, deci funcționează. Asta este și ideea. Well done! A spus și cronometru. Bravo! Acesta a fost antrenamentul de astăzi. A fost un antrenament scurt, intens, Tabata. Am lucrat toate grupele de mușchi. Și ceea ce este cel mai important este că veți arde calorii timp de 48 de ore de la terminarea antrenamentului. Sper că v-a plăcut și este bine că respir greu, deci funcționează.